Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Era să zic o prostie acum, în ce constă prostia, nu credeți că am chiar prostii în cap. Era să spun nu știu de ce, sunt Felicia Popa, mulțumesc frumos, m-ați primit în casele dumneavoastră, parcă nu m-ați ști, v-ați sătura de mine. O să zic, dar nu mai plec asta, m-au dat, zice, plec și gata. Da. Dar vă va fi dor și va fi sete de dor. De ce spun sete de dor? Pentru că m-a inspirat invitatul de astăzi. E și astăzi o emisiune caldă. Poate s-ar putea să ne enervăm amândoi la un moment dat, nu unul pe celălalt, ci pe condiția noastră. Dar nu cred, pentru că el este tare blând și e fermecător. Sete de dor este titlul volumului pe care l-a publicat, volum de poezii, dacă vă puteți imagina așa ceva, scris de un bărbat, bărbat adevărat, așa, și gazetar sportiv mai ales, dar are un cont de excepțional, Dorin Dușa. Dorin Dușa, Radio România, dacă vreți spunem actualități, dacă vreți spunem Radio România Cultural, dacă a făcut și televiziune și așa mai departe, am fost colegi o vreme și acum suntem în altfel. Îți mulțumesc frumos, Dorin, pentru mulțumesc. Că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc că m-ai invitat și... Cu dragoste! Noi am fost colegi o bună perioadă de timp și am făcut televiziune, într-adevăr. Frumos, ai făcut emisiuni. Am făcut toți care eram atunci, în acea perioadă, am făcut emisiuni. Eram mai destinși toți, acum suntem mai... Colegii erau, eu nu eram. În perioada aceea aveam ghimpele, cum știi, la care ai scris. Eram regizor de emisie, făceam emisiuni fiecare zi în direct și eram și redactor șef la ghimpele. După un an de zile, Dorine, nu cred că ți-am spus asta, după un an de zile și Ghimpe și toate celelalte, așa, când m-am întâlnit cu mine în oglindă, nu m-am recunoscut. Eu am fost devastată, mă mir că n-am crăpat atunci. Spre bucuria bizonilor, ce ar fi vrut ei. Da, n-am, dar vine nota de plată și nu vine așa. Vine cine știe cum, sănătate și alte cele. Da, trecem peste asta. Da, am fost colegi. A fost o perioadă frumoasă pentru majoritatea, pentru mine a fost cea mai grea perioadă din aceste aproape 3 decenii de activitate. Spuneam de sete de dor. Oameni buni, uitați-vă aici, o să o arătăm imediat. La ce editură ai, la ce consistentă la carte, nu e glumă? Editura Transilvania Express, Sete de dor. O carte... Ia să văd ce zice Iulian, da. Cătălui, zice pe coperta a patra. Cartea de debut în poezia jurnalistului de radio și televiziune Dorin Dușă, intitulată Sete de dor, este o veritabilă surpriză, el în sine este o surpriză, în peisajul editorial brașovean și nu numai atât, pentru faptul că reprezintă o abordare literară diferită în comparație cu ce se scrie în prezent în poezie, cât și pentru temele literare majore, precum copilăria, întoarcerea în trecut, dragostea și respectiv dorul, spune Ioan Cătălui, o voce autorizată, un om care chiar știe ce spune. Așa arată. Unde o pot găsi? O mai pot găsi? Nu, stocul s-a epuizat, dar intenționez o ediție a doua, să rezolv o ediție a doua. Revizuită și adăugită. Am mai scris ceva poezii și pot să le adaug, evident. Da? Da. Dar de ce sete de dor, Dorin, dragul meu? Se poate spune și invers. Dor de sete sau sete de dor? Cartea cuprinde două capitole fundamentale pentru viața omului. Copilăria și iubirea. Copilăria, fiecare dintre noi am fost fascinați de copilărie. Eu zic că această copilărie nu s-a încheiat pentru cine simte cu adevărat. Nu s-a încheiat și ține toată viața copilăria. E adevărat, oare? E adevărat. Cei mai frumoși oameni sunt copii până la 180 de ani, vârsta mea actuală. M-au fascinat bunicii pe care îi am în mine. Te-ai emoționat? Nu. Acum, ba da. M-au fascinat acele perioade ale copilăriei în care nu aveam griji, nu aveam obstacole, nu aveam nimic altceva decât
zburdălnicia copilăriei, dar zburdălnicia nu numai pe iarbă, pentru că am pomenit de iarbă foarte mult, sau lângă pomii fructiferi, pentru că i-am pomenit și pe ei foarte mult. Zburdălnicia sufletului, a imaginației, a trăirilor, a pasiunii, a încrederii, o zburdălnicie generalizată. Cine este copil și acum are această temă cu el, o poartă zi și noapte. Deci copilăria m-a fascinat, m-a, să spunem, m-a siderat, astfel încât după an și an am simțit nevoia să scriu această despre această copilărie în cartea respectivă. Și a fost o copilărie cu dragostea față de Dumnezeu, pentru că bunicii, bunica îndeosebi, m-a învățat și ne-a învățat pe toți, pentru că am fost mai mulți veri care stăteam la masă și am o poezie cu masa copilăriei, ne-a insuflat ce înseamnă pasiunea și dragostea față de Dumnezeu. Și a doua parte, dar care este oarecum paradoxal, prima în acest volum, este legată de iubire. Iubirea, un alt capitol esențial și în viața unui om, un om care nu iubește nu se poate considera om, trebuie să ai ceva viu în față ca să iubești, trebuie să ai sufletul viu ca să iubești, trebuie să ai imaginația vie ca să iubești, mintea vie ca să iubești și, în general, să fii un om viu ca să iubești. De câte ori nu întâlnim pe stradă oameni care trec fără să arunce o privire în stânga, în dreapta, își văd de drumul lor prin viață, pe stradă, și care probabil nu au alt țel decât supraviețuirea. Ori acest lucru nu face decât rău speciei umane în general. Eu am, de fiecare dată când trec pe stradă, mă gândesc la orice, la toate lucrurile și le suprapun în așa fel încât mă simt un om viu. Și cred că așa faci și tu, că te-am văzut de multe ori zâmbind. Ei, este o altă fațetă, zâmbetul, chiar dacă ești supărat, cum ziceai de ghimpele, că ai fost tracasată cu activitatea redacțională și eu la fel, dar dacă nu zâmbești, dacă nu provoci așa o stare de destindere în jurul tău, n-ai făcut nimic. Ei, iubirea și copilăria sunt două teme fundamentale ale vieții unui om, fără de care acel om nu este om. Și am încercat să arăt în acest volum fațetele acestor două ipostaze. Ce înseamnă să iubești, să fii iubit, ce înseamnă să ai o copilărie fericită și să fii fericit cu copilăria ta. Da, mă gândeam acum la cei care, din păcate, au o copilărie nefericită și la copii abandonați. Știi, da, foarte bine că e jurnalist. Multe tragedii. Tragedii, da. Mă rog, mai vorbesc de orfani, dar cei care sunt numeroși, din ce în ce mai numeroși, abandonați. Nu odată am spus, mai rar în fața telespectatorilor noștri, că sunt ai noștri, chiar dacă vremelnic nu mai realizez emisiuni, nu e ușor pentru un gazetar, tot ceea ce vede, tot ceea ce aude, acumulările sunt sfâșietoare, devastatoare și rămân amprente pentru totdeauna, indiferent că se lasă omul la vatră. Nu poți să uiți toate relele pe care le-ai văzut, nu ai putut să le îndrepți, nu? Nu? Așa că adesea ți se întâmplă. Ești neputincioș. Vezi că bizonul te minte într-o conferință de presă și tu știi mult mai mult. Nu pentru că nu ai avea voie. Uneori nu ai voie, uneori, în fine, nu are sens să spui telespectatorului sau cititorului sau ascultătorului ceea ce vezi, ceea ce știi. Știi cu mult mai mult și acumulările în atât de zeci de ani de activitate sunt sfâșietoare.
Și uite, de fulare frumoasă să scrii, îmi permit să am găsit o poezie care o sinteză a ceea ce ne-ai spus, exact. Dacă mi îngădui. Cât de frumos poate gândi, era să spun un jurnalist, unul veritabil, care chiar știe meserie, și să defuleze atât de frumos, să scrie poezie, mare lucru. Se cheamă Dorul, nu-i așa? Că e sete de dor, volumul, așa se cheamă. Aveam un dor, deloc ușor, să luăm cu noi, mereu și la nevoi, pădurea, râul și iubirea, oricând aievea și în gând, să le purtăm prin lume, ca dar și rugăciune, să fim mereu cu ele, în clarul de sub stele, să le purtăm sub soare, binecuvântare. Copilăria veghea, dorul împlinea, iubirea ne cuprindea, pădurea ocrotea, iar râul setea potolea. Magic cuvântul și peste ani simbrie, prea sfântă copilărie. Minunat! Ți-a plăcut cum am citit-o sau te-am făcut de râs? Foarte nu te-am făcut expresiv de și într-adevăr. Da, așa este o sinteză a... Nu, e o sinteză cam și a iubirii și a copilăriei. Și a copilăriei. Și a dorului de cele prea sfântă copilărie relevă faptul că această copilărie a fost cu bunătatea lui Dumnezeu întruchipată și dăruită de bunicii mei. Și probabil sunt și alte persoane care au această amintire din copilărie. Bunicii și rugăciunile. Nu? Ce frumos! Bunicul meu matern, pe el l-am prins, numai da. Perechea bunicii materni am prins, pe cei paterni nu, și făcea rugăciunea. Nu știu, mi se pare că dacă nu mă înșel, ție ți-am împărtășit toată gândul ăsta sau nu, fiecare seară își făcea rugăciunea, îngenunchea când își făcea rugăciunea, săruta icoanele în fața icoanelor candela aprinsă, după aceea se ducea că la vârsta octogenară la care i-am prins eu, nu mai dormeau în același pat, dar în aceeași cameră, și se ducea la doamna sa, la bunica mea, o pupa, verifica să vadă dacă zâmbești și tu ești un mare iubitor de frumos, de feminin, verifica. Era și un pretext să vadă dacă e bine acoperit. Era un pretext de a o mângâia peste tot. Superb, absolut superb. Abia după aceea se culca. Deci rugăciunile bunicilor au rămas icoane pentru noi, nu? Da, și am câteva poezii legate de aceste lucruri, dar și de, așa cum spuneam, de firul de iarbă, care cădea sub biciuirea coasei bunicului atunci când mergeam la cosit, întrista căderea firului de iarbă, dar în același timp ne dădea exaltarea că peste un an sămânța scursă din acel fir de iarbă va rodi. Deci era un sacrificiu al firului de iarbă până vara următoare, când acel fir de iarbă genera alte și alte fire de iarbă. Mi s-a părut așa ceva fascinant. Plecam la cosit cu bunicul, cu privighetorile, cu dorurile de frumos, de prinos, așa spun în poezia respectivă. A fost o lecție și acest plecat la cosit cu bunicul, ca și masa copilăriei, pusă în scenă mereu de bunica. Masă la care se strângeau nepoții, aveam mai mulți veri, și aceea a rămas în amintire. Dar asta este, cum să spun, un capitol din carte. Celălalt capitol este dedicat iubirii. Acolo sunt poezii care au un fir conducător. Toate poeziile sunt bazate pe trăire, pe pasiune, pe încredere, așa încât eu consider că această carte, în premieră pentru
cineva care se ocupă de sport, mă ocup de sport în principal, este într-adevăr ceva inedit în peisajul editorial, așa cum spunea și în prefață Iulian. Și mai precizez că am și grafică la fiecare poezie, grație colegei Bianca Bucă, și ea colegă de presă colegă cu noi, noastră, da, care a făcut o grafică excepțională și acei stupi, dacă vrei să citești sau dacă nu citesc eu, poezia cu poezia stupii. Spuneam că grafica este excepțională, ea însoțește fiecare poezie și acesta este un lucru, din nou, remarcabil. Am ales o culoare albă pentru coperți, dar este o inimă arzând pe copertă, o inimă roșie, sete de dor, sete de copilărie, sete de iubire, dor de copilărie, dor de iubire și Felicia, cu siguranță că aceste poezii îi merg la inimă, la suflet. Da, 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 dar mai vreau una pe care am găsit-o acum, căutând, da, căutând-o pe cea de la pagina 63, iată că am găsit-o și pe aceea, pe care spun. 63, da. Imediat. Da, în fine, imediat o găsesc la pagina doar de 65, iată 63 stupii. Da, dă-mi voie să citesc alta înainte. Da. Da. Rugăciunea. Exact ceea ce ne spunea mai devreme. Este fascinant. Eu mă mir. N-ai fost victimă de-a lungul vremii, așa, un bărbat sensibil. Victimă, da, a vieții, nu al cuiva, așa. Victima sentimentelor. Da? Ah, ce sfâșietor, ce travaliu, ce trăiești. Să te lupți cu sentimentele în care îți dau târcoale și nu poți să le biruiești. Fiecare sentiment e ca un balaur, dar un balaur frumos, deloc hidos. Uh-huh. Frumos, care te încolțește și trebuie să te lupți cu fiecare balaur. E groaznic. Groaznic. E groaznic. E și visezi și sunt balauri frumoși. Îți place acest sintagmă? Îmi place foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Poate că unii dintre dumneavoastră îl descoperiți acum, poate că îl redescoperiți, cei care îl știți fiind jurnalist prin excelență sportiv, dar nu numai. Dați-mi voie să spun rugăciunea aceasta semnată de Dorin Dușa. Credeam și ne rugam, fă-ne, Doamne, mari, fă-ne, Doamne, tari. Vorbe spuneam și ne închinam la ceas de seară, vară de vară. Dumnezeu vedea și ne mângâia, îngeri trimitea să ne vegheze, să ne binecuvânteze, iar noi visam cum creșteam și primeam un dar care mereu încântă copilărie sfântă. Da. Nu e așa că v-a impresionat? Dacă vreți, vă mai citesc, dar îl las pe el pentru că trebuie să auziți și vocea lui așa în timp ce citește, nu doar vorbește, pentru că doar e mare lucru. Gazetar de Radio România, nu de jucărele. Și a fost și la TV și la Antena 1 și el știe pe câte, pe unde a mai scris, pe unde a... Dar e voce adevărată, dicție și tot ce trebuie. Hai, răsfață-ne un pic. Aș vrea să arăt stupii mai întâi la cameră. Atâta cât se poate vedea acum. Da, mă rog. Da, e bine. Perfect. Să vă stupii. Da, să vă stupii. Da. Bunicul era un personaj foarte interesant și avea chiar sprâncene groase. Și m-am legat de acest lucru ca și nici mine. Nu le-ai tocmai probabil că le-am luat de la el. Aliniați ca soldații de pe malul grădinii, stupii priveau în zare, înăuntru forfotă mare, pentru că fiecare zi era lucrătoare. Priviți din profil, semănau cu bunicul, cu sprâncene groase și mereu mulțumit de foloase. Ce frumos să vezi stupi, asemănarea cu bunicul lui. Da. Să...
Extraordinar. Bunicul a fost un mare pasionat de stup și... Prisăcar. Prisăcar, da. Și chiar albinele lui beau. Albinele, în general, te mușcă când te duci lângă ele, nu? Mai ales când roiesc, se fac roiuri. Ei, păi el nu l-a înțepat niciodată vreo albină. Parcă îl știau, îl vedeau, îl simțeau. Orice animal simte, chiar dacă este o gâză sau chiar dacă este un animal imens, simte și inspiră încredere. Pe mine mă fascinează albina, stupul și mă gândesc, am încercat de câteva ori să, mă rog, să mă documentez așa cu privire la albină, la stup. Și puțin cât știu eu și cât am citit și cât am văzut, m-am gândit așa dacă societatea, nu a noastră, cea românească, societatea, când spun asta, mă gândesc la comunitățile umane, indiferent unde sunt pe Terra, dacă ar funcționa, dacă ar respecta reguli nescrise, noi nu le respectăm nici pe cele scrise, așa cum le respectă albina, ar fi perfect, aici ar fi paradisul. Deci albina este una din gâzele care are o mare putere, nu se știe prin ce, pentru că nu are creier. Dar ce ordine? Sunt multe lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Ce rigoare poate să aibă exact. Albina. Și pentru că și pasiunea și iubirea, te-aș ruga să citești această poezie scurtă despre, din capitolul dedicat iubirii. Ce spuneam de firul de iarbă? Firul. Dacă nu citiți poezie, nu ne revenim, vă spun eu. La ediția a doua, fiți cu ochii pe cartea aceasta. Ne-am întâlnit și ne-am dorit. Firul de iarbă ne-a ocrotit. Ne-a găzduit, ne-a împlinit. Iar noi, cu pasiunea noastră, l-am strivit. Ce frumos! Un univers întreg se poate fi cuprins în această poezie, nu? Fiecare am trăit asemenea... Ce frumos! Asemenea episoade, să spunem așa. Da. Da, m-a vrăjit colegul meu. Câta oare m-a vrăjit? Așa că v-a vrăjit un cronicar sportiv senzațional. Este... Cred că dacă nu scriai, cred că... Nu că nu supraviețuiai profesional, vreau să spun, dar nu mai poți la un moment dat. Este, se întâmplă ca jurnalistul să simtă că nu mai poate, că este doborât de toate relele pe care le vede, nu? Da, dar trebuie să ai o anumită reacție la acest sentiment. E un mod de autoapărare ce ai făcut aici, nu? Da, iar acum o săptămână, că tot ai pomenit de asta, eram foarte obosit de misiunile redacționale. Și într-o jumătate de oră am scris o poezie. Deci este un mod de refulare a tuturor neîmplinirilor care se strâng, pentru că sunt și neîmpliniri. Nu numai în plan personal. Vorbesc de redacțional și de, și în plan personal și redacțional și viața asta agitată. Probabil că poezia mi-a dat așa o refulare și mi-a dat o posibilitate să evadez în timp și spațiu. Asta este. Cred că misiunea fiecărui om pe pământ este să încerce să iasă din această viteză, din această goană. Este o misiune uneori imposibilă, dar probabil că fiecare dintre noi știe cum. Eu, poate, cu ajutorul versurilor. Și mă bucur că există această pasiune, mă bucur că există în mine... Sigur. În alții poate să existe altă pasiune, nu? Fiecare are. Viața jurnalistului, și poate abordăm și acest subiect dacă mai avem timp. Nu mai avem timp, mai avem 2 minute. Spune tot ce dorești despre jurnalist în aceste 2 minute. Hai. Viața jurnalistului este fabuloasă. Dar, trebuie să știi să trăiești. Nu faci jurnalism ca să ai o facultate. Faci jurnalism ca să simți, să trăiești, să te împlinești ca jurnalist. Cine face jurnalismul doar ca să facă o facultate, doar ca să aibă studii superioare,
doar că să se afișeze în public, să ia interviuri, să facă emisiuni, acela nu va reuși niciodată. Așa că este o temă de meditație. Eu am făcut jurnalism încă din... Făcând Politehnica, de fapt, la București. Încă de atunci, da, din facultate, când îi auzeam pe mari comentatori de sport vorbind la microfon și m-am inspirat de la ei, îi ascultam și așa a început o aventură. O aventură fără sfârșit pe care... Fascinantă. Fascinantă, pe care o îndrăgim. Dar devoratoare în același timp. Este fascinantă și devoratoare deopotrivă. Ei, eu îmi doresc să întinerim, Felicia. Deci, noi suntem... Tu ești mult mai tânăr decât mine. Eu sunt mult mai tânăr, dar eu vreau să regresez ca ani, în timp. Ca stare interioară. Anii să rămână doar niște cifre, vorba unei... Sunt niște convenții. Anii și banii. Convenții. Da. Dragul meu coleg Dorin Dușa, întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Știi cum este, trece repede când ai un invitat fascinant cu care ți-e drag să vorbești și ai avea multe să vorbești, s-a sfârșit. Așa că v-a plăcut. Îl mai invit. Vă promit asta. Am o rugăminte. Încheie tu această ediție. Eu vă rog ca de obicei, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută, dar încheierea astăzi o face colegul meu, pentru că știe foarte bine. Sportul și poezia fac parte din viață. Eu am făcut sport ca și jurnalist, dar am încercat să și scriu. Amândouă au un grad de întrepătrundere, sportul și poezia. Sportul este poezie, poezia este sport, sportul sufletului. Dragi prieteni, rămâneți cu bine!